Ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară a Consiliului Local pe dispoziția numărul 446 din 2018 a domnului primar. Am înțeles că sunt prezenți toți consilierii locali, prin urmare ședința este legată constituită și își poate începe lucrările. Astfel cum ați luat la cunoștință din invitația transmisă, sunt trei proiecte pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de sanitizare actualizată, proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019 la nivelul comunei Uitu, județul Bacău, proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aferente serviciului apă canalul plus și a tarifului pentru prestarea unor servicii conexe de către acesta pentru anul 2019. Pe lângă aceste trei proiecte transmise dumneavoastră, domnul primar, am mai inițiat două proiecte de hotărâre, cel privind aprobarea bugetului comunului anul 2018 rectificat și proiectul de hotărâre privind aprobarea cantității de masă de masă ce se va exploata din fondul colectiv proprietate privată în anul 2019. Având în vedere că Comisia de Specialitate și-a dat avizul pentru două proiecte de hotărâre, spun aprobării proiectului ordinii de zi, completat cu cele două proiecte. Toată lumea, da? Procesul verbal nu fi la mâna, s-au dat materialul la ședinței. Vă atrag atenția, totodată, să respectați, ca la fiecare ședință, prevederile articolului 46 din legea 215, care stipulează că la deliberarea și adoptarea hotărârilor Consiliului Local, să nu ia parte consilierul care, fie personal, fie prin soț, soția, fiind sau de până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă de Consiliului Local. Având în vedere opțiunea domnului consilier de una anterioară, prin care domnul și pe domnul Nenucu s-a ales președinte de ședință, să preia conducerea acesteia. Da. Bună ziua, mulțumesc colegilor pentru alegerea făcută și declar ședința deschisă. Am îndomita cu telefoane să le dăm pe silențios sau să începem să ne folosim. Da, vă rog frumos. Începem cu primul punct al ordinii de zi, privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare, actualizat prin proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Rog Comisia de Specialitate, domnul Butucaru, să ne spună dacă avem aviz favorabil. Da, avem aviz favorabil. Vă rog, discuții. Înainte de asta, vreau să vă precizez faptul că proiectul a fost făcut dezbatere publice. V-am făcut câteva copii după minuta dezbatere publice, au participat trei cetățeni, toți cei trei cetățeni au solicitat ca taxa de salubrizare să rămână la nivelul celei aprobate prin planul de evoluție a vigoare la data prezentă. Da. Domnul Peceșor. Problema gunoiului ea este de câțiva ani... Dacă permiteți, mai este cineva care se înscrie la cuvânt, vă rog frumos. Deci, vă înscrieți la început, după care, da, nu ne trebuie și... până... Da, domnul Peceșor. Domnul Leonard și domnul primar, da? Domnul Apostol și domnul primar. Vă rog, domnul, ce aveți? Această problemă datează de câțiva ani buni și este prezentă în urma faptului că în 2010, când s-a început acest proiect la nivelul județului Bacău, primările au declarat un număr mai mare de cetățeni decât cel efectiv. El a fost luat în urma recensământului din 2011, dintr-un recensământ, dar populația este dinamică. Știm bine, mai există decese, din păcate, sunt foarte mulți plecați în străinătate, studenți și așa mai departe. Ca urmare acestui fapt, Rompresto a făcut niște calcule, iar în prezent nu mai ies. Ei, în mod normal, trebuie să treacă la oala lor. Pe de altă parte, noi aici suntem să reprezentăm interesele cetățenilor care ne-au trimis în Consiliu. Consider că există deja o creștere anuală în urma planului aprobat în 2010
Dacă am reținut bine, pentru anul 2019, conform hotărârii din 2010, este de 4,07. Acum se vine cu o propunere de 6,82. Ceea ce este o creștere destul de mare. Vreau să ne gândim la următorul fapt. Se plătește pe persoană. De obicei, familiile sărace au și mulți copii. Nu se pune problema la o familie, să zicem, de nivel mediu. Dar ne gândim că marea majoritate a populației este săracă, care au și mulți copii. Aceste familii nu vor reuși să achite taxa. Vom figura după aceea cu datorii, nu vom reuși să scoatem banii de la cetățeni și este o problemă spinoasă. Între noi, cetățeni, primărie care trebuie să încaseze și pe de altă parte cu adesul și Romprestul. Consider că există creșterea conform planului din 2010 și trebuie să o menținem pe aceea de 4,07. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc și eu. Domnul Bacu, o secundă, dați-mi voi, domnul primar, să-i pună în sub urmă, încerc scuze pentru asta, deoarece să evităm alte explicații, să ne dea de la început, ca să nu le cerem după, da? Sau dacă avem nevoie, ce nici lucru. Vă rog, într-o săptămână jumătate am fost de două ori la ședință cu ADIS, cu majoritatea primară. Unii chiar nici nu vin la ședințe, nu se întrunește cuvorul, votează majoritatea, sunt de acord când au încotro. Comăneștiul au stația lor cu fonduri europene, dar nu li s-a mai dat aviz, licență de colectare. Sunt foarte, foarte primarul, e foarte revoltat și primarul din Moinești e foarte revoltat. 3 luni de zile a strâns gunoi o grămadă fără să îl colecteze, că nu mai avea avis pentru mașinile lui și i-a pus la plată. N-are încotro, fiind într-o asociație, suportăm toți. S-a ridicat problema. Că de ce să plătim tot? Dar asta când e o asociație. Romprestul s-a făcut contractul cum s-a făcut. Ne costă mai mult să anulăm contractul cu Romprestul, pierdem mai mult decât să căutăm cumva să adunăm bani și să plătim. Ei nu țin cont că Oituzul are numai o lună de neîncasată, că într-adevăr avem cetățeni care nu au plătit deloc. Că la ei nu ajunge mașina, dar gunoiul, cum să ajungă o mașină pe o străduță, dar de aruncat îl duceam pe râu și îl aruncam. Că dacă vă uitați, noi pierdem la nivel de comună, pierdem foarte mulți bani. Că și pe drumul național și pe toate pâraile adunăm gunoaie foarte multe. Poliția locală e așa cum este. Veșnic am avut cu ei probleme să meargă în colaborare sau în tandem cu cei de la mediu și să înceapă cu sancțiune prima dată cu avertismente și după aceea să trecem la amenzi. Câțiva nu mai le-am dat în sancțiune și deja și-au luat gunoiul de acolo. Dar noi pierdem bani. Problema subvenționării, am vorbit și cu Lenuța, legal încă nu este. Se muncește la nivel de guvern să se dea o... că peste toate problemă cu gunoiul. Pentru că s-au scumpit tarifele, în primul rând. S-au scumpit salariile și Romprestul n-a avut... Nu e o apărare a Romprestului, că totdeauna i-am criticat, dacă urmăriți sentințele de la Bacău, totdeauna. Ei n-au venit, ei vorbesc numai la nivel de Consiliu de Administrație. Nu vine la ședințele tuturor membrilor. Și vin cu motivația, că au crescut salariile, au crescut consumurile, motorina, toate astea. Și au fost făcute la nivelul anului când a fost făcut contractul. Mare mare cum e Romprestul, când și-a făcut un grafic de plăți anual, își calculează și inflație, își calculează și... Adică, mă gândesc că nu... Mișcarea din persoane... Și salarii, și nu pot să cred că au făcut așa, nu s-au gândit că peste 10 ani ar fi același termen. Noi am votat un Consiliu de Administrație care sunt specialiști, noi practic ne ducem și de multe ori ridicăm mâna când avem un control. Deci sunt unii care au juriști, în 2-3 juriști în cum sunt orașele mari și tot n-au avut încotro și trebuie să te
să mergi pe drumul respectiv. Se lucrează la, la o lege să putem să subvenționăm pe oamenii care sunt mai ăsta, defavorizați. Da. Dar altfel trebuie cumva, nu știu ce se întâmplă, pune propriile, încă acum s-a oprit propriile, că dăm banii direct acolo, dar nici noi pe două luni n-am plătit. O lună am plătit de la primărie cu gândul că punem bani. Acum în ianuarie e o ilegalitate, dar acum în ianuarie când vin banii să trebuie să punem, vrem, nu vrem, trebuie să punem bani pe, pe anul ăsta. Și rămâne iar, rămânem descoperiți. Deci, părerea mea este că dacă nu votăm, suma respectivă intrăm în impas. Acum este la aprecierea dumneavoastră, dar intră primăria în impas. Mulți, la, acum, ieri când a fost, au fost doi care s-au obținut, trei care au fost contra. Dar în restul toată lumea a votat cu toate de principiu. Deci au fost niște amendamente de principiu, unde zice poluatorul plătește și în cantitate, deci în raport de cantitatea care o dă, o să înceapă să scadă din prețul. Și atunci se ține, se adună o sumă la nivel de adis care poate să susțină unul pe altul din suma respectivă. Dar trebuie să noi, la nivel de comună, trebuie să lucrăm asupra oamenilor selectiv, să pună gunoiul selectiv. Că din gunoiul care se generează, se scoate gunoiul respectiv reciclabilul. Care și noi, domnul Amagde, poate să vă spună, noi trebuie să facem raportări în fiecare an, că a scăzut cu 15% gunoiul, că altfel plătim la mediu. Păi uite, de-abia, păi, a scăzut, am fost, așa, era ceva, cum să vă spun până acum. Noi am spus că atâta gunoi generăm și de acolo hai să scădem. Dar mai mult, chiar n-am scăzut și până la urmă plătim amendă. Și plătim niște impozite la garda de mediu. Uitați, și acum am plătit aproape 5.000 de lei pentru exploatarea forestieră. Pentru... Cât am plătit, domnul? 4.800. Deci sunt bani care vrem, nu vrem, nu face plăcere să-i plătim. Dar trebuie să-i plătim. Anul trecut, domnul Robert a plătit din buzunarul lui amenda de 1.000 de lei. Pentru că a fost o sumă mai mică. A dat salariul pe o lună aproape. Din buzunarul lui. Pentru că am pus suma mai mică. Nu putem să ne mai jucăm, că acum vine în era cibernetică, intră oricine pe site și vede. Nu mai pot să spui că atât am exploatat, atât am făcut și nu cred că-i convine așa. Eu am plătit o amendă că cei de la mediu n-au vrut să asculte să căutăm cine a generat gunoiul. A dat 15.000 de lei. Amendă 24 de ore 2.500. Am găsit între timp cine a generat gunoi, a făcut curățenie, dar a trebuit să ne rugăm de el să plătească amenda și a rămas în suspans 700 de lei majorări. Vine din nou acolo, poate să ne pună majorările să le plătească domnul de la mediu. I-am spus că o să pun și eu bani, plătim în jumătate. Așa e legea, n-ai ce să fac. Ca să-i dai în judecată, după aceea vine pe capul tău, mai tare te face. Că acum vă duc și în călcâi și unde vreți voi, să vedeți gunoaie aruncate, unde zidul ăla frumos, aruncă gunoaie. Și nisip, și rumeguș, și ciocan, și toate chestiile astea. Undeva trebuie să adunăm. Să adună gunoi și tot avem gunoi în comun. Deci, asta e părerea mea, este să votăm, că altfel intrăm în impas. Acum dumneavoastră hotărâți. Da, vă mulțumesc, domnul primar. Sper că a fost suficient sau nu a fost explicat, domnul primar. Problema gunoiului e o problemă și... Da. Domnul Boacă, vă rog că frumos să aveți. Da, eu m-am uitat aici. Domnule, eu știu întotdeauna, mai întâi oferă omului, după aceea. Hai să facem selectiv gunoi. Unde sunt pupele? S-au dus câteva pupele, s-au afișat pe lângă acolo și cu asta voastră.
Acolo unde, se aruncă cel mai mult gunoi, nu este nicio pubelă. Veniți la mini pictur, începând de la Gălățanu și până la Pola Călcăi, să vedem dacă este o pubelă. Nu este, domnilor. Una la mână. A doua. Sunt oameni, domnii de la Romprez, cum poate să trece mașina aia la deala vale, de câte ori vine cu gunoaile, mașina mică. Să noteze numărul porții la care, de exemplu, la mine acolo sunt vecini care, pe lângă pubele, are una, două pubele, care sunt două familii, mai scoate cel puțin 5-6 saci, cu tot felul de reziduri, cu tot felul de prostii. Domnii la Romprez, care iau gunoi acolo, notează numărul color și așa cum a zis domnul primar, ei să încaseze bani, nu primăria. Să vină domnul de acolo și așa să încaseze bani de la acelea și să pună pe ăla care scoate 5, 6, 7 sari sau o căruță, chiar acolo, eu am văzut pe vizora mea pe acolo, să plătească nu dublu, triplu. Nu eu care scot odată pobela la două săptămâni să plătesc gunoaile lui. Că nu le produc eu, nu le generez eu. Celelalte lucruri le-a spus domnul primar, să știe foarte bine că populația este așa cum este. Noi spunem că suntem la populație de 10.000 de tineri, dar nu suntem, cred că, nici 7.000, că foarte mulți migrează, exact cum arătați domnul Petrișor, sunt care pleacă, vin de, pleacă de Paști, mai vin acum de Crăciun, sau pleacă după anul nou și mai vin de Paști. Anunț mai mult de 2.000 plecați din noi. Domnul prim... Sunt destui 2.000 dacă sunt ea ca 2.000. Înmulțiți cu... 12.000 de locuitori. 2.800. Dar la 2.000 ia să o cotiți minus aia 2.000, la cât se ridică prețul. Asta am avut zis, domnul. Da, domnule, nouă ne-a pus, noi avem 6.800 de, după cerere care s-au depus, avem 6.800, dar ei ne-au venit și au luat după, de la evidența populației, unde 7.000 și ceva, și diferența asta acum ne-au pus-o la plată, la sfârșit de an. Și mai iese încă 30.000 de lei. Păi, uite, de aici iese bunul. Deci, credeți-mă că sunt multe discuții pe treaba asta. Acum, de-abia acum se rezolvă cu gunoiul. Pentru că apare, s-ar putea să treacă agenții economici la noi, că agenții economici vorbea cu ele, dădea 5 lei, cu toate că el plătea gunoiul, nu știu cum să spun. Plătea 160 de lei pe lună sau, dar dădea la mașina care vine acolo. Și atunci Romprestul lua banii, dar el nu ducea gunoi la groapa de gunoi, că la groapa de gunoi e altă firmă care te cântărește și asta, și o ducea în contul primăriei. Sau pentru că nu încărca mașina la Pârgărești suficient, venea la, și încărca și de la noi, să fie eficient. Dar când ducea acolo, nu putea să spună asta, jumate gunoi de la primărie, de la Pârgărești, jumate de asta. Punea ștampile și într-o parte, așa, aleatoriu. Punea cantitatea, mai sunt, dar eu zic că se rezolvă. Dar persoane, câte avem la ajuns care n-au contract cu gunoi? Păi cu, la agenții economici. Nu, da. Agenții economici sunt destul. Persoane mici vorbim. Păi nu, contract, toți au zis din nou. Mai trebuie să plătesc. Păi nu. Vă dați seama că... Da, sunt câteva familii care pune motivația la margine. Eu, familie, stau vopt într-un loc, undeva sus pe deal. Ei nu plătesc, când ajunge mașina acolo, dar jos am pus container unde poate să vină să pună gunoi acolo. Nu vor, când ajunge mașina, eu nu fac. Cum ne întâlnim și la apă. Sunt unii, le-ai dat voie să bage apa la el și zice, da, eu mi-am băgat apă, eu nu plătesc. Dar acum am votat, mergem și le tăiem, pentru că ei nu-și dă seama că noi plătim apa. Eu aș vrea să fie totul gratuit, dar ați văzut că nu se mai poate. Sunt promisiuni, sunt de tot felul că vin, dar dacă nu-i producție și nu-i asta, nu merge. Vă mulțumesc, domnul primar. Domnul Apostol, vă rog, să mergem. Domnul primar, consider că această creștere este mare. Deci, vis-a-vis de 2018, acum de 2019, posibil de mare creștere. Dar aș vrea cu propunerea să amânăm această
proiect de hotărâre pentru ianuarie, să invităm reprezentantul romblez, ei să ne explice, să justifice această majorare, iar noi să avem dreptul să ne spunem și noi doleanțele noastre, doleanțele cetățeanului. Adică e o societate, nu? Merge la negocieri, nu? Adică ei ne dă un preț și noi ridicăm mâna asta. Adică consider că trebuie să existe o negociere. Eu sunt de acord să vină, dar noi când am votat prima dată, așa, au și scris că să fac majorări anuale, dar nu procentul respectiv. Dar păi asta spun și eu. Cum a crescut, ați văzut cum a evoluat prețurile și asta. S-au ridicat salariile, s-au ridicat și să țineți cont că se ridică salariul mediu iară. Mai e o problemă acum și la salariul la primărie. Ați văzut, salariul minim la cei cu facultate o să se facă 2300 și ceva. Asta e pentru mediul privat. Poate? S-a prins doar la mediul privat, nu s-a prins. Și la asta, așa. O să vină acum și o să vină... Nu știi cum au fondul primării. Și o să vină, dar sunt primării care sunt în faliment, credeți-vă. Și uite, trebuie să-i susținem că sunt într-o asociație. Aici e treaba, când ești într-o asociație. Domnul primar, dumneavoastră credeți că celălalt localitate primește... cu drag deci când am fost majoritatea, au ridicat... Nimeni nu primește, nu are plăcere să plătească așa. Toată majoritatea mare. Deci, primarii, dar... Păi primarii, dar... Au ales multe cea mai simplă, ca să scăpi de... Domnule, nu doar mai de scăpat, eu am zis. Avem propriile, domnul Petrișorul știe mai bine și la Bogdănești. Bogdănești e mai mic și, uite, plătește. Domnul primar, ceva nu se face, pentru că dacă nu plătim, ne exclud. Și se umple o tusă de gunoaie. Deci... E vina de mediu. Vine doar de mediu. Nu trebuie să ne gândim mai ideea să ieșim din ăla. Nu există. Dar ar fi bine să vină un reprezentant să ne spună, să ne justifice aceste creșteri, iar noi să ne spună dureanțe cetățenilor, domnule, să știu ce e. Cu ce să confrunta acea noi? Am fost ședință de consiliu unde ăsta n-am mai avut timp să vă... Așa avem un tean ca cu, dar n-am mai avut timp să prezint hârtiile, să vedeți. Pentru că clarificări vine prea ne-am prezentat, clarificările vin după aceea, de principiu. Mulțumesc, dar eu zic asta, da. Zic să o votăm, da. Cu dumneavoastră hotărâți, da. Da, dacă intrăm mulțumesc. În impas, să nu spuneți că... Și așa suntem în impas, domnul Dorel. Și așa suntem, în două luni de zile n-am plătit, vine și blochează fondurile și nu mai pot... Pentru că suntem amortizați și ne ia banii. Da. Și așa dăm banii direct la Rompres, nu mergem la Adis. Am înțeles. Băia de la Adis nu și-au bani, nu și-au luat salarii, au plecat deja 5 din Adis, oameni. Nu au luat bani, nu s-a tăiat mașină. V-am închis când a început cu Adis, ne povestea cât ce lapte și mere va fi, dacă... V-am închis, da, nu? Domnule, dar oamenii, uitați și la oameni. Dar ne amintim ce mizerie erau în toate comunile din județul Bacău, din țara. Ce dracu, domnule? Și cineva a făcut contract și s-a zbătut așa de dragile să zbate? Pentru că nu era altă posibilitate, nu era. Da. Discutăm pe aia. Da, domnul. Eu vreau să dau un exemplu, acolo la mine zona este la Ular cu Pascal Vechi este selectiv, pe barul la numărul 3 este, dar de când sunt adus, odată n-a fost umplute. No. Păi vine mașina, și vine mașina, nu mai multă eficacitate. Domnul ar fi între poliție și mediu. Deci tot cu avertiți mediul neapărat. Și mulți care nu respectă. Aia, trebuie să ne implicăm. Și greutatea cu berei. Eu vă spun și la Onește. Problema pământ, vine și pune cu noiul selectiv lângă pubelă în loc să-l bagi. Nu prin comunicare. Pentru să le... punem acolo sticle, dar zice ce vă chinuiți așa. Lăsați-o că le ia ei. Dar normal trebuie să le bagi înăuntru. Deci din vară și acum sunt goale. La noi a forțat... Și aici au forțat lacătele, în loc să bage pe gaură, au forțat lacătele și au băgat acolo câini. Domnul vice poate să vă spună, de mirosea sau lângă colpi în toată ziua. Ne sună, da. Domnule, că vin șocolane și ăla. Mulțumesc. Că dacă tot ținem cont că este despre gunoi și situația care este din mediu, vă rog, doamna Maria, am văzut că vreți să spun ceva, da? Da. Câteva vorbe și aveți spus, subscriu în totalitate propunerii făcute de domnul consilier în ceea ce privește la o viitoare dezbatere pe această temă, să fie invitat
și cineva de la ADIS, nu de la Romprez. Că Romprezul este doar un prestator de servicii pentru o organizație de care facem noi parte. Noi cu Romprezul prea multe tangențe nu avem decât că le adunăm niște bani și le dăm banii. Da? Iar ar fi foarte bine ca cineva de la ADIS să fie prezent în mijlocul nostru, să ne explice cum s-a ajuns la acest tarif de 7,92. Și eu sunt convins că s-a făcut în mod artificial, chiar dacă s-a ținut cont, nu intrăm în analiza tarifului prețului, că s-au mărit costurile cu motorina, cu întreținerea, cu forța vie. Într-adevăr, s-a mărit salariul la 2000, de la 1 la 2000 și cât el cunoaște foarte bine lucrurile astea. Și ei au bazat și pe aceste măriri de salarii și pe scumpirile de combustibil, de tot ce înseamnă mentenanță în ceea ce privește salubrizarea localităților. Da, aș veni cu una, două propuneri de structură, nu de nuanță, în ceea ce privește viitoarea activitate de colectare și selectare a... am deschis pe această temă de mai multe ori, n-am consemnat în seamănă, dar acum aș vrea să rog să fie consemnat și în procesul verbal următoarele propuneri, următoarele sesizări, mai bine spus. Romprestul, de când prestează această activitate, nu a făcut nicio îmbunătățire, dacă tot vorbea domnul primar de era cibernetică, trebuie să ținem pasul cu modernitatea, inclusiv modificarea acelui contract, care spunea domnul Osoroș, cu ADIS-ul, care s-a înființat la momentul 2010, pentru o soluție socială la nivel de județ și nu numai intra-județean, după cum bine știți, acest gen de asociații fac ființă prin, și prin jurul județului Bacău, da? Câștigător, nu știu că e o coincidență sau nu, este tot Romprestul și având monopol asupra acestui tip de activitate, vedeți, ne trezim cu aceste tarife impuse, m-am zis, în mod artificial sau nu, asta rămâne de văzut. Și aș veni cu următoarea propunere. Pentru că, începusem să vă spun, suntem în era cibernetică, vreau să vă spun că aceste mașini de colectat cu bele de descărcat, de colectat gunoaiele cu gunoiul, pot fi dotate cu cântar, cu cameră de luat vedere. De ce spun acest lucru? Cu investiții proprii Romprestului. Nu numai să beneficieze de banii încasați de la noi, să se dezvolte, să îmbunătățim activitatea. De ce spun că e un principiu de bază în legea metrului care spune poluatorul plătește. Corect, sunteți de acord, da? Poluatorul. Și perfectă dreptate are domnul Leonard Boacă când spune, domnule, eu dau o pubelă două pe lună, altul dă pe lângă pubela respectivă, mai dă 4-5 saci. Domnule, eu dacă dau, generez 80 de kilograme de gunoi menajer, vorbim de gunoi menajer, vreau să fiu bineînțeles, mi l-a cântărit și plătesc cât am predat, 80 de chile. Vecinul meu a predat 200 de chile, indiferent de numărul de persoane, facem abstracție de numărul de persoane al familiei, a cântărit la vecinul, are 200 de chile, 200 de chile plătește. Și toate aceste discuții, care și au rostul, dar nu duc la o finalizare acceptabilă din punctul de vedere a cetățeanului, nu vor avea un răspuns complet sau un buzunar omului atât timp și atunci omul va fi obligat, completez, va fi obligat, va fi conștient cu atât mai mult că bă, n-are sens să pun bidonul de plastic sau ce, oală stricată de fier în tomberonul menajer, pentru că plătesc. Îl pun separat și duc la tomberonul care este pentru comunitate sau cu atât mai mult unele județe cu potențial economic mult mai mic decât sau comune, sate cu potențial economic mult mai mic decât comuna Voituz au trecut la o practică, mașina care vine după noi are 4-3 compartimente. Bine, asta ține și de gândirea celor care prestează acest serviciu. Au 3 compartimente, cameră de luat vedere,
a venit la mine mașina, a luat Uber-a cu menajerul, dus în compartimentul de menajer, a luat Uber-a verde cu hârtie, a dus-o în mașină filmat. Și pe măsură, dacă eu nu predau în pubela verde și pubela albastră, sau mă rog, nu legăm de culori acum, nu predau, consemnează însoțitorul sau chiar șoferul, operatorul acelui utilaj, consemnează că de la Xulescu nu s-a ridicat decât un noi menajer. E clar, omul ăla ori nu l-a selectat, ori l-a accelerat. Atunci, eu, firmă prestatoare, pot să încasez un tarif mai mare pe gunoiul menajer, pentru că nu l-a selectat în cele 3-4 culori de care vorbeam eu. Nu știu dacă am fost destul de explicit, dar vă rog să țineți cont că numai așa rupem pisica. Dacă fiecare o a încercat, știu, o să-mi spuneți că pe malul râurilor, da, sunt multe gunoaie, inclusiv domnul Vântură mi-a sesizat o zonă în Călcâi în care, dar nu numai, și pe Hățma, și pe Pârâul Sărat, contrar celor spuse de... S-au dat amenzi, s-au dat avertismente înscris de către poliție în colaborare cu mine și s-au văzut efectele pentru a elimina, eu vorbesc și de viitor, elimina și mai mult acest lucru, solicit de când am intrat în acest serviciu, de 2 ani de zile, solicit dotarea primărie cu 20 de camere cu termoviziune care să fie montate în punctele nevralgice, gen Pod Gălățanu, deci sunt puncte de la Poiana Sărată, coborând până la Bucănești, 20 de camere cu vedere și pe timp de noapte ar asigura după estimările mele, mai mult de 50% din gunoiul care există în momentul de față, de fapt, pe teren, nu ar mai fi. Pentru că îl vezi, te duci cu dovada, l-ai ars. Așa, să faci plantoane pe 15 km de râu, miram așa că... Da, domnul, mă, de mult. Da. De ce nu am voie să vorbesc, domnul, de ce mă opriți? Prea mult, domnul. Mulțumesc pentru atenție. Propun acest proiect de hotărâre să-l amânăm până pe 7-8 ianuarie. Deci până atunci facem o adresă către Adis, să vină un reprezentant și să le explice. Pentru încep încasările de la întâi, dacă dumneavoastră nu votați, cum mai luați banii la alții? Cum luați banii la oameni? Când începem casările. Și o să rămâneți așa. Consiliul plătește, știți? La urmă. Și acum ce fac? Pentru că oricum se clarifică. Oricum se clarifică și scade de buget. În cel mai rău caz, putem, după ce se votează, putem să vorbim, să nu se mai ridice, pentru că acum am sărit cu procentul ăsta, să nu se mai ridice pe perioade de cum au prevăzut ei. Dacă vă uitați, la anul a prevăzut iar o ridicare. Dar, consiliul 7-8 ianuarie, nu ianuarie, se poate rezolva problema și cred că atât timp cât trebuie să plătim, trebuie să cerem și explicații. Și domnul Amadici a spus să vină și cei de la ADIS, cum a spus, să-l mai eliminim o dată cu discuția care am făcut-o, să o punem punctual. Da. Eu propun o ședință extraordinară. De data de 4. Oricum, de plătim, să rețineți. Să înțelegem. O să plătim, domnul președinte. Deci, plătim. Deci, da, este mare. În consultare cu doamna. Dacă nu ați văzut dacă nu ați văzut la bani, să știe. S-a consemnat, veți reveni. De asta m-a spus că n-are acum să punctualizăm, trebuie să discutăm și cu generalist când vom veni aici. Deci, varianta de a amâna proiectul este doar să nu-l votăm și să-l repună domnul primar într-o ședință extraordinară. Da. Da, dar ți-a lăsat 4 ianuarie. Pe când puneți, când soluționăm cu toți. Cât mai repede. Mai ales să nu încurcăm nici treburile primăriei, că ne încurcăm.
Deci, votăm proiectul, da? Am ceva de spus, domnule. Adică îl votăm sau nu îl votăm? Domnul președinte, votăreți. Am mai avea ceva de spus. A ridicat domnul Magde problema cu cântăritul poluatorul Bătești. Ăsta e adevărat. Da, este adevărat. S-a mai discutat această problemă. Și a ajuns la concluzia, domnule, o să cântărească, dar o să vedeți că omul nu o să mai scoată când vii cu gând, dar nu o să mai scoată tot gunoiul la mașină. O să scoată o cantitate mică, iar restul o să ducă la Vălățeanu, din Manciu. Da, domnule, dacă e coroborat cu, dacă rețineți toată discuția care am avut-o, dacă e coroborată măsura asta și cu cele 20 de camere, atunci îl găsesc pe Ixulescu când aruncă gunoiul ăla care nu ne-a băgat. Sunt de acord cu, deci, eu nu-l las, dacă reușim să-l... Dar poate elimina mâria, poate elimina mâria de iarbă, poate elimina vânul, poate elimina cocerii. Se poate. E problema lui, normal, nu mai nu le mai aruncă toate biodegradatele, nu mai apar la Nicolae Bălcescu și le plătește primăria. Dacă el le selectează, le pune și cu trezezi în plătire. Cocerii de porumb, îi toacă și nu trezezi. Dar deci, cântarul este autentic. Teoretic nu există moțiunea de amânare. Deci, doamna Steară... Odată pus pe ordinea de zi, trebuie să-l votăm și să-l votăm. Adică deci, trebuia să retragă domnul primar la începutul ședinței după ordinea de zi. Acum, dacă de comun acord stabiliți cu toții, nu o să mă opun, acum zic că nu știu ce e legalitate, că până la urmă interesul cetățeanului și poate o să ajungă la lucrurile. Doamna secretar, dar puteți spune, deci, în primul rând, să susținem... Deci nu se votează și se va rezbate și obiecte și mai. Asta e soluția corectă legală. Nu se votează. Se va rescoate într-o ședință extraordinară, da, dar se va acuta cu generalism, până a venit și domnul Magde. Atunci o să vorbiți cu generalism, degeaba ce dați voi, mai degeaba nu e. Până la urmă îl supuneți la voi și îl puteți respinge ca să poate fi supus din nou aprobării sau cum hotărâți, cu comun acord hotărâți. Supune la vot atunci și nu îl respinge, da? Toată lumea e împotrivă sau se abține, nu? Toată lumea se abține și nu poate. Să amânăm, nu se respină. Dar a fost odată pus pe ordinea de zi, trebuie votat sau nu? Adică... Și ne abținem, domnule, care e problema? Deci toată lumea se abține, da? Exact. Cea mai corect, se abține și... Da. Da. Îmi permiteți să mă retrag? Da, da, domnule. Mulțumesc. Da, vrem o să fie de liniște, da? Continuăm ședința. Următorul proiect, numărul 2, proiect de hotărâri privind stabilirea impozitului și taxelor locale de punct și taxe speciale pentru anul 2019 la nivelul comunei Odei, județul Bacău. Rog Comisia de Specialitate, Comisia Economică, domnul Butucaru, să... Aviz pozitiv. Aviz pozitiv. Vă rog să vă înscriți la discuție. Vă rog să vă înscriți care vreți să aveți de discutat în timpul și vă rog să vă înscriți care sunteți pregătiți și aveți ceva de deci taxele da? Din 2019 sunt domnul. În principiu ca în 2018. Deci nu s-au mărit. Există deci, 1% la case rezidențiale. Ah. Și la taxa de închiriere? Care ne-a... Taxa de închiriere? Asta a fost de acela în proiectul... Da, da, da. Atât. Că ne-au obligat curat din contul să mărim cu 1%. Bine, atunci, știți că în proiectul cu taxe și impozite e prevăzut și taxa de salubritate, la nivelul celei prevăzute în planul anual până vom pădărâ, va trece din planul vechi, ca altfel nu vă rog. Urmează să modificăm corespunzător, dacă va fi cald. Așa este. Da, dacă am... Te mulțumesc pe explicații date, dacă dorești cineva să-mi scrie la cuvânt. Ce să... Da? Altcineva? Începe. Mai dorești cineva să-mi scrie în afară domnul Petrișor? Poate să-mi scrie și pe parcurs. Nu e să e bine să știm o ordine. Da, mă înțeles. Și pe parcurs poate scrie în e bine să când ați fost să fiți la voastră, considerați cum vezi domnul. Înțeleg. Da, domnul Petrișor, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos. Aș vrea să discutăm... Aș vrea să discutăm puțin taxa de închiriere pentru bulul de excavator și tractor, pentru că este legată de taxa la vidanjare. Dacă acum aprobăm, o să discutăm degeaba la următorul proiect. Pentru taxa de vidanjare este 120 de lei plus taxa pe metru cub de 3,03. 120 cu totul, domnul Petrușor. E 100 lei ora de închiriere, da. Și 20 de lei pentru vidanja și 303 pentru fiecare metru cub. Nu e așa. 303 înseamnă 20 de lei
Uitați aici. Tariful pentru preluarea și epurarea apelor uzate menajere provenite prin vinajare conclus din epurarea apelor uzate menajere în cuantum de 3,03 m³ și tariful pentru operațiune de încărcare, transport, descărcare, vidanja de la punctul de colectare până la stația de epurare în cuantum de 120 lei pe oră, din care chirie tractor 100 de lei pe oră și chirie vidanja 20 de lei pe oră. Da, scrie în proiectul următor. Ori interpretarea. Aici nu, dar nu ori interpretarea la astfel îi dorit? Nu, 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 nici la fost așa. Cred că s-a greșit de aici, dar nu eu, așa. Da, deci eu nu știu ce s-a făcut, eu știu ce scrie pe hârtie. Da. Aș vrea un pic să discutăm, să diminuăm această taxă de închiriere la buldozer și tractor. Trebuie să ridicăm, trebuie să ridicăm că taxa de 60 de lei la buldo nu plătesc nici ăsta. Motorina. Și la tractor nici motorina, nici ăsta. Aia trebuie ridicat taxa de închiriere. Eu am avut probleme și l-am închiriat cu 100 de lei acum, că trebuie să ajutăm cu dezăpezirea. Că până acum cereau degeaba și n-am vrut. Taxa aici, infimă, nimeni nu mai, noi închiriem cu 120 și uităm cu 60, nu se poate. Deci asta trebuia băgată și taxa, cu toate că am spus, taxa de închiriere la utilaje trebuie făcută la 100. Pentru că toată lumea a ridicat, noi ținem tăm ăsta. Nu putem să lucrăm pe degeaba, că vine la un moment dat și ne ia. Haideți să ne gândim în felul următor. Facem o majorare de 20 de lei. Vedem cum evoluează anul acesta și dacă este la anul, punem 100. Nu. Pentru că eu gândesc în logica cetățeanului. Un om are o fosă septică, care este nevoie? Cetățeanul până acum a făcut particular și dădea 150 de lei. Nu, 80 de lei. Da, și unde îl ducea? L-a lăsat cu prundul și cu tot ce pe prund. Noi separăm noi ăsta. Ia vedeți cu cât se lucrează o vitanjare la Onești. Cât are ora? 180 de lei ora. Noi, infim, și noi trebuie să ne gândim că avem și distanțe de nu știu unde și le-am pus așa, ca să nu... Într-un loc am distanță de 10 km și e un preț de bun simț și de rezolvăm. Pomană nu... Mi-ar place să fac totul degeaba, dar nu se poate. Dacă dumneavoastră gândiți că se poate pe degeaba, facem pe degeaba. Păi și așa e. Vă spun, și așa apa este până la nas. Mai trebuie să atingi și să am promolit de tot. Deci aș propune ca amendament la acest proiect o creștere de 20 de lei, adică să fie 80 de lei pe oră. Deci nu, noi ca primărie nu ne permite să dăm utilajul la dispoziție. Să dăm utilajul pe degeaba. Primar, am înțeles. Când la vitanjare, asta nu se poate în fiecare săptămână. 100 de lei se poate plăti. Cât a bine înțeles. Se poate face în fiecare săptămână. O dată pe a mai multe. Deci eu vreau să rezolvăm. Dar trebuie să vă gândiți că vitanja consumă cauciucuri, furtune. De unde? De unde le repară? E frumos să propunem, dar mai trebuie bani să propunem. Populismul e foarte frumos să propunem, dar trebuie bani, primăria știe bine și nu e un preț mare. Da, domnul Apostol, vă rog. Domnul primar, închirierea de acestor utilaje, vă referiți strict la vitanjare sau, de exemplu, și pentru cetățenii care vin? Ne punem întrebarea, la câte lucrări avem noi de făcut pentru primărie? Mai există timp să închiriem cu dozorul la un cetățean? Nu prea l-am dat, dar dacă știe că a fost votat o închiriere a utilajului, oamenii vin pe capul nostru să dăm utilajele. Acum nu cred că noi mai avem timpul necesar să mai adică să ne rezolvăm problemele noastre, să mai și închiriem budul excavatorul. Dar dacă e votat, e votat. La acest preț nu o să vină nimeni. Foarte bine, să nu vină. Să dăm de acord să nu vină. Domnul Ficii, la cetățeanul tot e în mod. Noi tuți la cetățeanul să ne ia. Noi ne-am intajat de 150 de lei. La cetățeanul de 150 de lei. Capa canalului. Domnul, mai durești ceva să ia cuvântul? Vă rog frumos. Domnul, vă rog frumos, un pic de respect. Aveți discutat și s-a părat, discutat și... Dacă aveți voie. Da. Mai avem? Cineva mai durește? Bun. Deci, întâi... Supune-ți urmă inițial la urmă. Așa e normal. Deci,
ținând cont de amendamentul domnului care durește, întâi susțin, propun proiectul inițial la vot. Vă rog frumos. Deci 3 inși nu sunt, deci 2 sunt. Cont ai vot ridicat unul. 13. Deci 13 voturi, da? Da. Voi să abțin sau? Eu am votat, adică am votat. Adică cu fix cu tot. Da, da, da. Nu prea aproape. De dumneavoastră așa. 13 pentru 2 împotriva. Împotriva sau abțin? Împotriva. La. Da. El așa, nu așa, trebuie și bani. Deci fiți amabili, da? Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cazului special aferente serviciul apă canalului dus și a tarifului pentru prestarea unor servicii conexe de către aceasta pentru anul 2019. Comisia Economică, domnul Ducaru, aveți, mai aveți să ne spuneți ceva? Da, aici, într-adevăr, la articolul 2, chirie, vitanj, 20 lei oră, într-adevăr, aici ar trebui tăiat, șters. Degeaba, de acum, dacă am aprobat, s-a aprobat la primul, la proiectul anterior 120. Domnul Cotocaru, vitanja nu e a noastră, vitanja a luat la canal dată. Da. Puteți să vreați și acum. Nu confundați asta, nu e. Chiria utilajului, 100 de lei și vinașa aia cu apa canalului. Îți face servicii. Acolo trebuie doi oameni. Pentru 20 de lei, doi oameni trebuie. Unul e la tractor, unul care bagă acolo. Asta nu, nu. Calculați-o, putem. Nu mai punem întreținerea utilajului. Și l-am obținut cum l-am obținut. Păi, să-l ia, luați de undeva. I-a dat luați la amendă de nu mai face ăla de... Da. Nimeni nu mai vrea să vidaje. Și l-a mai salvat de vreo tot. Portul la nivel de mână mai reșit. Și a mai lăsat să bage acolo, dar ei nu fac ca noi. Să duce și dă drumul de casă și duce de afară stație. Știți, în loc să lase ușor. Bună e că fac serviciul nostru. Lasă să curgă ușor ca să poată să meargă stație. Da, da. Dorește cineva să scrie ca să nu trece la discuții libere. Vă rog, scrieți-vă la cuvânt. Dar cine dorește? Am rugat domnul primar un pic. De exemplu, tractorul are și remorca. Și vitanja. Nu mai văd timpul necesar, când poate să... Noi avem mașina, noi avem mașina. Așa, tractorul să... Asta am vrut să-l întreb. Bine, vă mulțumesc. Domnul Coacu. Domnul primar. Să are în vedere în bugetul pe 2019 pe stația de clorinare ape ca să intrăm așa cum trebuie din dreapta. Deci a vorbit... E o problemă. Trebuie să fac un drum la București pentru că urmașul Negru Ponte nu vine aici pentru să ne cedeze, să se facă retrocedarea terenului. Aici când le-am pus condiții de la tornator, n-au mai venit în condițiile astea, dacă n-am acceptat condițiile lor. În principiu, noi Consiliul am aprobat, dar la nivel de oarte, disponibilitate. Unii au vrut, alții n-au vrut. Practic, noi răspundeam. S-au pus contra, nu știu unde au fost când asta. Acum, Cherecheș ne-a promis că o să ne ajute. Dar înseamnă proces, înseamnă asta. Pentru că nu știu dacă câștigăm fiind construcțiile pe el. Să facem exproprierea, dar fiind construcțiile pe el, se câștigă de unde? Se câștigă. Cherecheș a zis că o să înceapă, o să ne ajute. Să muncești. Și atunci da. Facem. Dar oricum s-a rezolvat. Clorinarea este. O să rezolvăm pentru niște robineți. Ca să nu mai curgă apa, că dintr-un izvor, dacă nu faci oprire la apă, normal că izvorul se ia, că nu faci depozit acolo. Și acum a trebuit, că nu au fost prevăzut rubinești și plătim și apa care se duce în râu. Și acum muncim la treaba asta, clorinare are, dar nu poți să pun stația automată de clorinare și de filtrare, da? Am rezolvat pentru că nu s-au mai... fântânele nu se curățise. În vara asta le-am curățit, când a fost cald, că se colmatase.
Deci de apă acum suficient. Yes. Domnul primar, dacă vă aduceți aminte din istorie, spunea că timpul fanariocilor se plătea și fumăritul. Ia că am ajuns și acolo, că o să plătim și fumăritul ăsta. Că deja văd că la care au stație la blocul și la care au centrale. Probabil că nu ești acolo. Deci am ajuns exact ca pe timpul fanariocilor să plătim și fumăritul. Vă mulțumesc de intenție. Nu mai am. Este. Vă rog, ia cuvântul domnul Petrișor. Mulțumesc. Înainte de a învăța vorbe populiste, aș vrea să întreb care este procedura de încasare acestei taxe pentru vidanjare de 120 de lei plus 3,03 pe metru cub. Deci să face... Inclus. Totul ăsta, apa canalului Iași... Dar asta scrie... Apa canalului face factură ca să plătești banii și nouă pe bază de proiecte. Livrează factura, că numai așa merge. Apa canalului serviciu de ăsta, de sine stătător, gestiune publică. El ia toți banii, noi închiriem utilajul și el, în raport de că lucrează, ne dă chiria utilajului. Deci omul și plătește chitanța. Oamenii plătesc cu chitanța toată suma respectivă și nu ne livrează bani, că noi trebuie să justificăm utilajul. Eu aș propune următoarea procedură. Vine cetățeanul la serviciu apă canal. Nu mai acolo se face. Achită această taxă pentru vidanjare. Serviciul apă canal transmite către conducătorul unității, adică către dumneavoastră, și transmite și trimite utilajul pentru operare. Pentru că, vă zic de ce, aș dori această procedură ca să se evite ca acești bani să se intre în anumite buzunare și nu să nu se ducă în contul trezoreriei. Dar nu există. Haideți să fim serioși. Nu suntem plătitori de TVA, nu suntem. Că dacă am fi plătitori de TVA, ar fi o problemă. Domnul Neniu, de asta am zis ca suma să fie mai mică la proiectul anterior. Pentru că dacă se respectă această procedură, să fie și 120 de lei. N-am nimic împotrivă. Dar nu există evaziune fiscală, așa am evaziune fiscală și cine să riscă, riscă. Da. Dar, într-adevăr, sistemul de urmărire în apă canal e corect. Nu pot să păzesc utilajul. Eu l-am dat la dispoziție la consumă. Motorină consumă. Eu nu pot să-i dau... El trebuie să scrie acolo ca să s-a închiriat. Deci noi procedura deja am început-o, de săptămâna trecută. S-au făcut vitanjări, banii sunt acum la apă canal. Omul vine, face o cerere, domnul primarul o aprobă, o dă la apă canal și apă canal. Înregistrează la primărie. Înregistrează la primărie și apă canal de dimensul pot să scrie mie, să întrebi tot. Cum s-a încasat taxa dacă noi abia acum... Păi s-a încasat, așteptăm să suntem chitanță, pe dacă normal. Păi dacă acum. Această taxă nu putea intra în buget din moment ce nu existau. Păi nu, păi nu s-a dat nicio chitanță, domnule. Astfel vă tăia după aprobarea acestui proiect. E ilegal, domnul Vice, să luați bani de chitanță. Poftim? E ilegal să luați bani de chitanță. Nu cred. S-a luat bani, dar s-a pus serviciu. Păi nu contează, dar se intre în buget banii. Dar ce este intră? Dumneavoastră, că taxa este exclusiv de 120 de lei. Da? Nu, nu are cum să fie exclusiv de 120 de lei. Când este plat proiectul și este discuție cu Mona. 120 de lei, chiria, tractor 100 de lei și chirii vidan și 20, plus 3,03 taxa aprobată prin HCL-ul. Pentru în funcție de cantitatea deversată, în stația de... Da, de scrie negru pe aici, 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 aici. Deci am văzut 40 de lei. Cât are pe aceea? Da. Și tu dinainte decât înainte și ai la dispoziție și ai... Și te rugai de el și te ori venea, ori nu venea. Și venea pe aceea. Da, dar vă mulțumesc. Domnul a fost. Domnul Francis, trebuie să fie prezent. Domnul Bacu, o secundă. Domnul Bacu. Explicați, vedeți, sunt niște detalii, ne confruntăm. Era necesar să fie și dânsul aici în ședință, când ai explicații necesare. Eu știu cum este degeaba. Îi prinde greu pe oameni ca să facă. Uitați, după ce s-a văzut cu apă, nu vrea să facă. Uitați, eu l-aș fi întrebat pe domnul Francis, de ce a trecut taxa de rebranșare în quantum de 500 de lei? Nu, domnule, taxă de rebranșare. Pentru că oamenii, ca să o aprobăm, pentru că oamenii nu vrea să se branșeze, nu vrea să plătească, să facă contract. Îi debranșă și dacă vrea să branșeze, să facă cum e peste tot. Ați forțat nota cu această sumă? Eu fie nu-i înțeles.
Pedeapsă. Pedeapsă. Altfel, ca să-și face oamenii apă, să viață mult. Ia domnul Dorel, dacă făceam normal cu proiect de branșare, cu proiect de ăsta, îi costa mai mult, exact ca la gaz și ca la toate. Cu aprobări, cu toate chestiile. Și... Vă dați detașul și dumneavoastră, că aveți, s-a întâmplat tot greutăți. Dar așa când funcția și spus, taxa de reușare în 4-500 de lei... Să nu se ajungă, să nu se ajungă la taxa aia. Păi dacă faci un proiect normal, îl costă mai mult. Să fac un proiect, că de acum... De acum o să facem, după ce faci toți desul care vrea, trebuie să facă proiect cu schiță, cu totul ăsta și trebuie să aibă catastru, trebuie să aibă. Și atunci nu ne mai rugăm după ei că au făcut fiecare. Asta e tocmai ca să vină, să plătească și să-și pună conturi, să-și pună tot. Că altfel dacă nu-i forțezi, n-ai ce să faci. Vă mulțumesc, domnul primar, explicație eu. Da, te rog. Pe lângă taxa asta de 500 de lei de rebranșare, nu mergea pusă și una pentru furt? Acolo deja e în curte. Păi da, dar... Aia, în momentul când ai contract și faci ăsta, știți? Noi acum vrem să vrem să punem la punct toate ce s-au făcut. Că credeți-mă că au venit oameni la mine și mi-au spus, unul a făcut legătura normal și undeva prin grădină, fără să știe, și-au dus apă vecinul, fără să mai treacă prin contul. Să bucură la 3 lei 40 de bani. Domnule, nu-i metru cu 3 lei, cum se pare exagerat? Nu știu cum să spun. Și acum nu vrea să o plătească, nu știu. Domnul primar, dar sunt mulți cetățeni care spun, domnule, că nu ar fi o problemă să plătesc acei 3 lei. Dar apa lui... Cum, domnule, noi la primărie bem apă, să faci analiză, ne trimiți pentru că merge folclorul, lucrează. Eu la mine acasă am băgat apa. Nici nu m-am gândit să mă cuplez în alt loc, când apa este... Am uitat și-mi găsit, mă și la Onești... Apa-i tulburi. Deci am dat un apă și apa-i tulburi. A fost, nu mai este. Domnul, și la Onești, dacă se oprește apa, când îi dă drumul, vine tulbure până să limpezește. Pentru că conducta nu s-a curățit de tot. Pentru că se întâmplă. Sau când a fost în 3 locuri, toată lumea n-a așteptat să curățe. Probabil atunci a fost. Probabil a fost problema. A zis, cuplați-ne că noi stăm fără apă în călcăi. Am cuplat repede acolo și am dat drumul la apă. Atunci după aceea, pe rând, am curățit bazinele pe rând, ca să nu stea oamenii fără. Da, mulțumim, domnul Apostolei. Dar noi lucrăm în continuu pentru modernizare. Am spus, metrul ăsta... regulatoare de presiune, încălcâi, ca să... Atunci a fost problema cu apa celulului. Da, a fărut în 4 locuri, domnul Dorelă. Și s-au umplut bazinele. Până am curățit pe rând bazinele. Da. Pentru că avem 2 oameni, nu? N-am luat, dacă vă uitați, n-am luat pe niciunul. Nu. Cetățenii nu cunosc trebuie să domnul primar. De asta nu știu. Dar foarte bine că ați explicat, domnul primar, deci vă mulțumim. Mai sunt... Mai e cineva care dorește și bun, supun proiectul la vot, frumos, da, sigur. Vă rog să votați. Toată lumea pentru, da? Eu mă abțin, m-am ridicat. 3 abține. Da, 3 abține. Eu mă abțin. Da, trecem la următorul punct, următorul proiect, numărul 5. Rectificarea bugetului. 4. Rectificarea bugetului. Are comisia de specialitate și de aleg. Aici am primit bani de la județ, 92 de mii. Dați câteva explicații, vă rog, ca să... Da, suma alocată din plătite falca din TVA. 92 de mii am primit. Unde putem folosi, domnul primar? Acum, în ceasă 12 ani. Dar asta rămâne în buget, domnule. Rămâne pe anul viitor. Acum s-a votat o lege și banii rămân în cadrul primăriei și folosim la unde avem nevoie. Nu dacă sunt ei anul, trebuie să-i returnați. Nu. Pentru că s-a votat o lege în fără o ședință. Deci puteți folosi din ianuarie, puteți folosi. Ministrul Dezvoltării și deja rămân. Deja eu am mai făcut acum o rugăminte să ne mai dea ceva bani, pentru că nu ne ajung la poduri. Noi în primăvară începem cu poduri. Degeaba am încercat, toată lumea e supărată că nu facem poduri și asta. Sunt proiecte, durează proiectele. Ați văzut în Călcâi,
am bani, dar cu ei iară excedent. Pentru că bani a fost dat o înălțime, bani apele române n-au vrut să aprobe. Dacă nu o să fie frică, începem în ea poate. Cum românii, ei care au fost aici și au văzut ce dezastru a fost redus? Nu, asta vedeam, am făcut podurile în regim de urgență pe Leșunț. Că oamenii nu știu. Am făcut poduri mult mai înalte, mult mai... Dacă vine apa, nu ia podul, că satul e mai jos decât podul. Și acum când vrem să-l băgăm legal cu sub apele române, cu proiectul, tot că nu erau băgate cu... Am înțeles. A fost urgent de aia. Și acum spune, păi noi nu-i suficient de înalt. Dar vină dumneata atunci și fă diguri, cu toate că eu am o pantă de aproape 7% ca să urc de la nivelul drumului pe pod. Așa să înțeleg că nu vrea să le autorizeze? Da, nu vrea să le autorizeze că nu are, că nu are înălțimea suficientă, că dacă vine trebuie. Păi este, domnule, proiectul. Înainte era podul mult mai mic. Dar ei acum și ea, dacă suflă și ne-a urc. Dar ce ne-au zis? Dar eu am făcut pentru că era în situație de urgență, pot să le fac. Nu pot la sfârșit pe bar. Și acum să lucrează în continuu, domnul primar. Cum se poate? Cu autorizație. Fac mamă, fac pe toate. Lucrează oamenii acolo. Dar și la noi nu se fac mamă. Lucrează într-un mare. Păi s-a terminat și la ferestre. S-a terminat și la Grecu și la ăsta și aici. Mai trebuie să umple acolo și atâția bani au fost. De acum urmează să treacă frigul, să terminăm podul. Bine că am forat, am stat aproape 3 săptămâni după foreză. Am băgat 8 metri. Cât, domnul Sorin? 8,70. Am forat numai în sare. La puntea la Mărtinaș. Ăla nu mai ia apa, dar acolo, la suprafață, nu mai poți să torni, că faci treabă de mântuială. Că eu trebuie să, acum, să sap 80 de centimetri, să spar puțin din coloană, ca să poți să sutezi, să sutăm armătura. Da. Oamenii spune că nu vreau să lucrăm, dar nici nu vreau să fac treabă de mântuială. Da. Pentru că sau vin la podul la Domocoș, nu pot să mă apuc acum, că deja cei de la gaz metan fac proiectul pentru gabioane. Eu dacă fac podul acum, trebuie să plătesc și gabioanele. Că cine face primul, face gabioanele. Și atunci aștept să facă ei gabioanele și eu fac numai podul și mai scutesc niște bancă. Păi corect, au conduct acolo, trebuie să pună și ei. Da, și ei au proiectul, am vorbit, fac proiectul și atunci eu rămân mai bine târzi puțin și la primăvară încep lucrarea. Că ei deviază și apa și tot și nu mai plătesc deviarea, apă și toate chestiile astea. Că am deja deviată. Da, domnul Clar, vă mulțumesc pentru explicații. Deci revenim la proiectul cu bugetul, deci vă rog să-l votăm, da? Sau vă rog să supunem. Doamne, dacă banii rămân și lui te restituiți, cum să zic? Dar a fost explicat? Deci anul ăsta avem excedent. Anul ăsta avem foarte mult excedent. Păi dați-mi să mă duc dacă dați voi să vorbim. Dar ce ne-am adunat aici? Avem excedent anul ăsta, că n-am putut să-i cheltuim pentru că a durat toate. Să face din nou dispensarul, licitația la dispensar, să face din nou licitația la... Toți banii rămân în bugetul și proiectul. Deja e votat, rămâne, nu pierde nimic. La anul să fie totul ducă în șantier. Că sper să vină și la piață proiectul, că se lucrează la el, că o să scoate la licitația în mașină și drumul ăsta care marginea și la curte. Pentru asfaltare. Pentru asfaltare. Foarte bine. Da. Supune la vot proiectul. Oi, poți să-mi dăi, o să ai asfaltă. Atât timp că sunt bani care vin, n-avem nici ce să vă opun. Eu să ce răzi, că trece și pe aia. Da, vă mulțumesc. Trece la proiectul următor, numărul 5. Aduce cu roaie. Da, domnul Vapăs, da? Da. Nu e 6, e 5. Mi-ai scris și mi-ai scris. 5, pe numărul 5, vânzare, o dice. Vânzarea, proiect pentru aprobarea cantității de masele noastre ce se va exploata din fondul forestier proprietate privată a Comunului Oituz în anul 2019. Dau cuvântul Comisiei Economice. Aviz pozitiv. Dau cuvântul Comisiei de Agricultură, domnul Romică. Aviz pozitiv. Cu amendament. Da, am înțeles. Păi da, spune și cum am medalele, să știm și noi. Spune, domnul, nu știu. Pe 3 l-am scos.
Dar cât e supra, cât e cantitatea de masele noastre în tot altă? 5.000 Uitați-vă puțin pe acesta. Adunați toate. Volumul total 5.400. Mai este total unul în spate. Pe categorie, domnul. Sunt și categoriile, sunt doar. Și amendamentul. Și în loc, și în locul unde este. Așa de un loc. Da, da, da. Este aici adresul. Lipsă documentație. Lipsă documentație. Nu am avut documentație suficientă și Comisia de Agricultură a hotărât să rămâne și avem documentația. În acest categorie poate lua și populația? Deci, da, știți că am mai făcut cu populația, da, și am luat-o noi în bază, pentru că nu putem să-i obligăm. Și singurul, cei de la asta, de la poporul silvic de stat, au pus la dispoziție. Dar unii oameni nu se duc, că e departe, că e nici drumul. Da, vă rog să mai spuneți. Acum e acum 220 metri ster, consider că se poate lua și de la societățile care... Păi eu știu că dacă au venit eu, dacă cine câștigă, eu nu cred că nu dă lemnul de foc la... Da, da, de la 2 milioane de metri ster, domnul primar. Aia, trai, să spunem că ceva. Dacă aș putea eu, l-aș exploata eu. Da, da, da. Mai este cineva care vrea să ia cuvântul pentru acest proiect? Supunem la vot proiectul? Da. Eu mă abțin, vă spun că vă mă abțin. Da. Cu amendamentul care s-a pus. E supun la proiectul la vot? Cu amendament. Nu cu amendament, forma inițială. Că așa am fost dat și la celelalte proiecte și corect. Am vrut să mi explicați cu amendamentul. Nu are documentația necesară, n-a venit la comisia de acutere. Deci un punct se scoate. Se scoate, deoarece nu are documentația suficientă, n-am putut să analizăm și am spus să dăm deoparte pentru următoarea dată, dar o să vă ajuns. Deci nu că se anulează, m-ați înțeles. Doar e o masă de masă în care se va vinde. Și atunci că îmi dăm un proiect. Dar eu n-am pus să trece de comisie. Forma inițială, așa s-a procedat. Deci votăm forma inițială. Cu cele 8 partiți, APD-ul partiți. Păi forma inițială, așa cum a fost prezentat proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cu forma inițială. Păi forma inițială, două voturi, poftim. Două voturi, domnul Gabor și... Eu. Bine, greșeală, n-am știut. Bun, votăm forma... forma... Nu, da, votăm forma cu amendament. Proiectul cu amendament. Votezi 10 ori. E, nu ar trebui așa lăsat. Deci, poți să pe VO să nu ce da, este scosă. Din specifică. Din ce ne strigat. Iar eu vreau. 12 voturi pe... Vorbim o și nu mă avem un invitat și dorim să dăm votul la diverse și vă rog să vă scrieți și dumneavoastră dacă mai sunt discuții la diverse, dar ca să nu dăm prioritate pentru știți colindătorii, dar nu să te dăm discuție. Dar pregătiți colindătorii dumneavoastră, da? Și vă rog, Constantin, vă rog, veniți și luați cuvântul. Domnul președinte, următoarea ședință. Dar n-am avut prea multe. Mă și nu știu. E extraordinar, lasă-o. Pe la terminăm și da, stabilim... Domnule primar, domnule președinte, doamna secretară, stimați consilieri. Vă să vă așteptați din partea mea să vin cu critici la adresa dumneavoastră, dar vă să cal să mă abțin. Din cauza că suntem în preajma sărbătorilor de an, vă rog, respect. N-am vă spera nimic cât ați vorbit dumneavoastră, vă rog, respect din partea dumneavoastră. Vreau să încep cu ordinea de zi. Deci, la primul punct, s-a discutat problema salubrizării, da? Exact cum spunea și o parte din colegii noștri de aici, ar fi bine și ceea ce s-a și hotărât, mi-a părut bine că s-a luat hotărârea asta, ca să amâne pentru o ședință extraordinară acest proiect de hotărâre. Și, apropo ce spunea parte domnul Petrișor, sunt familii care, într-adevăr, au mulți copii, dar sunt încăjiți, una la mână. Și acum, la mână, eu nu știu cum ați făcut prima dată, că ați pus în fiecare, la fiecare familie, în funcție de numărul de copii și așa mai departe. Băi, fraților, totul cu belul s-a dat și la acele persoane. Spre exemplu, eu, cu
doi inși în familie și altul cu 10, tot aceeași pubelă s-a dat. Exact ce spunea domnul Boacă, că sunt care duc cu 10 de sat și îi mai dă 5 lei la șofer și îi încarcă, sau cum fac eu de obicei, le dau câte un rachiu la aia care e. Dar nu, dar vă spun sincer, niciodată n-am făcut abuz. Am avut pubela mea și al lui Feciorul, care plătim normal. Dar nu se poate așa ceva, să-l asuprești pe ăla care vine cu aceeași pubelă de gunoi ca și mine și el săracu are și 10 copii, să-l pui tot la prețul ăla, să plătească, e ceva de strigat la cer. Gândiți-vă foarte bine ce hotărâre luați în privința asta, că e și se scumpește prea mult. Sau de aici mărești de salarii și așa mai departe. Hai să fim oameni serioși. Hai să fim oameni serioși cu mărești de salarii și mărești de pensii. Am avut pensie de boală 5 ani de zile și după 5 ani de zile mi-am mai dat 60 de lei la pensia de drept. E ceva de strigat la cer. Dar, în fine, problemele astea nu știu dacă vă interesează pe dumneavoastră. Referitor la problema cu bitanșarea. Știți foarte bine că am ridicat eu problema într-o ședință, dacă nu se poate face canalizare, bară o mașină, o vitanșă în asta, că m-am săturat să dau ei în telefoane, să vină o vitanșă, să-mi vitanșeze și mie din curte. N-am înțeles, aici vă rog să mă lămuriți, dar după ce termin eu, vă rog să mă lămuriți. Dacă eu chem vitanșa, cât trebuie să plătesc? 137 de lei. 127 de lei. 127 de lei pentru, nu contează cantitatea. Nu. 120 de lei. Dar cât vă ăsta? Dacă e numai jumătate de oră, vă vitanjează jumătate de oră, jumătate de oră plătiți. Că, așa, că de unde ia, până se deplasează, până vitanjează și până duce, se calculează. Bine, și, am înțeles. Și cantitatea, că el se vede, are un gemule și vede. Ai luat 2 tone jumate, 3 tone, sau 5 tone. Da, am înțeles, n-are unul ăsta. Și raportează procentul ăla la cât băgăm în stație, că la noi stația de epurare are manometru. Orice apă o dăm epurată, noi plătim apa canalului. Bine, domnul primar, am înțeles. Da. Acum o să vin cu o problemă care, pe o parte din dumneavoastră, o să vă surprindă. Dar nu ridicam această problemă dacă nu mă consultam cu anumiți cetățeni din comunitate, atât ortodoxi și catolici. Domnul primar, ținând cont că sunteți reprezentantul statului în teritoriu, vin la dumneavoastră cu următoarea propunere. Faceți tot posibilul, încă o dată insist, faceți tot posibilul că a ajuns ca bisericile ortodoxe și catolice din comuna Oituz, repet, din comuna Oituz, să facă dezbinare între oamenii care ne-am născut de sute de ani pe aceste meleaguri și am trăit împreună și am conviețuit împreună și am mers la școală împreună, am muncit împreună și așa mai departe. De ce zic acest lucru? Biserica catolică și biserica ortodoxă din comuna Oituz incită la dezbinare. Prin faptul că nu e admisibil ca preotul să-mi spună mie că dacă vreau să-mi botez copilul, trebuie să fie ortodox persoana care îmi botează copilul. Dacă vreau să-mi cunun copilul la fel. Nu-i posibil așa ceva pe fața Pământului. Dacă noi așa ne-am născut aici, catolici, ortodoxi, adventiști și alții, nu-i posibil așa ceva. Nu văd ceva normal. Ca un preot să vină cu ideile lui, să spună că, Doamne, nu-ți spun un băiatul dacă nu e ortodox nașul de cununie. Și așa mai departe. Domnul primar, nu vă strâmbați, vă rog din suflet, insist la problema asta. O să-mi fac dușmane la biserică. Dar mai sunt alți preoți, domnul. Sunt, de asta am ridicat această problemă. În alte localități se poate treaba asta. Deci, foarte multe familii din cadrul comunii s-au dus și au botezat copilul, s-au cununat la alte biserici. Nu e admisibil așa ceva. Dacă eu sunt un om simplu din comuna Oituz, care plătesc taxe și impozite la Consiliu, plătesc contribuția la biserică, deja am plătit contribuția, vă rog să mă credeți, pe anul viitor. E posibil să-mi spună preotul meu că să-mi caut un naș ortodox. Sau invers, preotul catolic să spună că nu, trebuie să fie catolic naș. Ăla nu spune. A spus. Nu. N-ai fost în biserică? Ascultă, eu ți-ți aduc persoane de față care a publicat în biserică treaba asta. La botez ține copilul nașul catolic. Așa. Și poate să stea ortodox în spate. Nu ține dar de ce? Dar de ce să fie? Dar de ce? Dar de ce? Dar nu spune că instituție. Băi, fraților, eu înțeleg un singur lucru. Deci legile în România le face Parlamentul României. Nu vine Xulescu sau Popescu.
Că preotul vine astăzi, mâine poate să-l mută în altă parte. Dar noi rămânem aici. Că de asta se întâmplă atâtea fenomene de genul, că se strâng la anul nou și așa mai departe. Domnul primar, încă o dată insist. Cum i-a semat pe părinți, pe preoți, cum i-a semat în campania electorală, asta de vorbă cu dânșii, pe la Hârja, cum le-ați ajutat bisericii și le-ați dat bani, de acord cu domnii consilieri. Așa vă rog să luați măsuri și privința asta. Vă rog să invitați la dumneavoastră să stați la discuții cu dânșii. Dacă e pe plan local, au luat dânșii hotărârea asta, să le fie rușine, iar dacă e pe plan național, facem toate demersurile necesare ca aceste probleme să nu se mai evite în comuna Uitus. Dacă îmi permiteți, acum să vă răspund. Da. Situația asta e mult mai veche. De acum 2 ani am auzit foarte mulți oameni supărați că s-a zis așa, biserică. Așa. Și mi-au zis. Și am vorbit cu părintele Bârgoanu. Pe undeva... Eu am discutat cu părintele Bârgoanu. Pe undeva... Și vă dau și un exemplu. Părintele Bârgoanu, mă scuzați, m-am întrebat. Părintele Bârgoanu mi-a spus clar. Să știți că eu am botezat la un din ăsta... Nu mă gândim acum, cum spun. Arunc la jur. Așa. Religie, la o altă religie? La o altă religie. La musulman. Da. Vă rog să mă credeți, eu am botezat un copil la un musulman. Da. Și de asta nu s-a întâmplat absolut nimic. Și părintele Bârgăoanu, le-a spus preoților la noi, la Uitus, face tot posibilul. Sunt cazuri foarte rare. Vă rog, dacă chiar nu aveți acceptul, dați un telefon mai departe la arhiepiscopie și se rezolvă situația. Dacă îmi permiteți să continui, da. Eu am primit părintele Bârgoanu. Practic, directiva e de mai sus, de la Joachim. Da. E ăsta? Numai că aici părintele Bulice e mai papă decât... Da. Și dacă chiar am urmărit ăsta, el cam face separatism de fața de ceilalți popi, și de la Poiană, și de la, Hârja, e puțin mai pe dreapta. Eu am să mai insist și reprezentantul guvernului este în teritoriu, este doamna secretar. Doamna secretar, dacă e vorba cu dumneavoastră, în reprezentantul guvernului, în teritoriu. Eu am să vorbesc. Nu, dar eu am să vorbesc, că am o ocazie mult mai des. Eu suprim. Vrei să zic? Eu am fost. Și am să vorbesc. Vă promit că o să vorbesc. Iar nu am pic. Iar cu criticile eu o să vin după anul nou. Deci, în pragul sărbătorilor de iarnă, vă mulțumesc din suflet cum ați ascultat. Vă doresc multă sănătate, fericire și un nou an călduros și gândiți-vă bine ce faceți, că mai aveți un an, doi, până la expirarea mandatului și se vadă ceva după urma dumneavoastră. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc! Deci, la diverse vă rog asta... Bun, hai să lucrăm și eu. Un minut. La diverse vă rog frumos. De cine îi dorește, domnul? Nu. Da? Și trebuie să le dăm bani, eu am fost bun. Domnul Naru, mă scuzați că... Vă luați cuvântul care ați acestea afară. Vă lăsa alții pe care ne spune. Dacă sunteți invitat, vă dăm voi prioritate față de consilier. Vă rog să ne spuneți, da? Problema văd că s-a rezolvat. Au fost băieți. Nu e vorba că să nu se ia cu noi. E prea mulți bani. E dublu, 100%. Ce înseamnă? Mătorina a crescut cu 2%, aia cu 3% facem 5%, nu? Dar nu 100%. Eu nu știu cum domn primar a scos de acord. Nu știu cum, n-a spus nimic acolo. Cum mergem? S-a spus, domnule, dar... S-a făcut ședință publică, nu? Treaba, nu ședință, domnule. Cu adisă. Adisă este... Cu 3 oameni? Unde s-a anunțat ca să viu și eu să vină și... Adisă este o societate... Bine! Dintre primari, toți primarii din ăsta, care sunt reprezentanții dumneavoastră. Cine s-a făcut ședința? Sunt reprezentanții ăsta. E publică, de la Bacău, nu-i la nivel aici. Păi și trei oameni. Cine a fost trei oameni la Bacău? Puteți să o urmăriți pe internet, că sunt televizate și vedeți toate discuțiile, toate certurile și toate nemulțumirile. Cu cetățenii se vină să spună. El s-a votat de principiu, practic. Singura soluție noastră este să aducem pubienii la partea sfatului și să vedem ce facem.
Dom'le, și punem bubele din fața Consiliului. Dom'le, noi plătim ce nu înțelege oamenii. Noi la primul domnul Osoloș a semnat de pubelă. Plătim pubela 6,50 lei noi ca primărie. Noi n-am primit pubelă gratuit. Am și cine a făcut contract, așa este legea. Dumneavoastră ați primit pubela de la fondurile europene. Noi, instituțiile, am cumpărat pubela. Sau dacă n-am vrut să o cumpărăm, am închiriat. Este domnul nostru. Și noi plătim ca întreprindere, nu facem gunoi menajer, nu facem nimic și plătim în fiecare lună. Eu nu mi-a dorit la cetățean cu pentru că noi, omul ăsta, este din pubelă, să spui că nu ești generator de gunoi. Că nu-i cântării și ăsta, se cântărește unde se duce acolo. Încă mergem pe încredere, că există un cântaj, că ne mai fură, e altă treabă, dar sper să spui. Dar vă gândiți pe acta, nu mai fără. Cu noi primișorii monopol, acta a pus monopol, nu? Da, domnul. Noi ce facem? Eu am să vă rog să veniți și când vin cei de la BIS, dar am să veniți și prea, să vă informăm de ședința și vă rog să discutați și debat scrivând și că așa e vorba. Deci, rămâne așa să... Da, a fost, dacă trei oameni, cinci de aprii care au fost. Da, și cu acta trebuie rezolvată problema. Că vor merge ca cu noi. Da, vă mulțumesc. 500, 600... O să revenim și o să revenim la discuții când o să vină. Vă mulțumesc. Haideți să fim succes că așa de copii afară pentru diverse păi și mai avem ceva urgențe. Eu vreau să vă urez la mulți ani, multă sănătate. Așa da, nu... așa da, așa ce. Am o pregătire. Da, am o pregătire. Pe lângă asta, deci zicea de postul, vreau să ridic două probleme scurte. Nu, spuneți la dumneavoastră. Domnul președinte, mă lăsați? M-a spus Dorel, nu mai e nevoie să mai spun și eu că e valabil. Insuficient. Legislaturile trecute, domnul Osoloș era întotdeauna unul din poliția, nu locală, asta din la noi, de la Oituz, era tot timpul permanent. De când în legislatura n-a venit un medic, n-a venit un polițai. De ce? De ce nu vine că ridicăm atâtea probleme? Am ridicat ei lor problemă la centrală. Nu putem ieși cu mașinile acolo. Uite așa s-a făcut-o cu mașinile pe acolo. Nu s-a rezolvat nimic. Nu mi-a dus, am cerut o adresă, nu mi-a dus o adresă din partea poliției locale și a factorilor de răspundere din primărie, la care suntem și noi. Păi asta am zis eu, acum, statul e nici nu vin. Solicităm să vină, domnule, să vină aici să vadă ce nu ne ridică lumea. Și medicii, mă, medicii nu sunt la biserică. 23 sau 28, ne uităm. Să duce la biserică, acolo am bavat. Ședința, da? 24. 24 liber. Stabilim acum, ori facem pe 23, ori pe 28. Tot pe dinainte. Noi stabilim. Pe 25 ce sunt? Deci pe 23, 28. Pe miercuri. Miercuri sau luni au luat mai? Probleme. Și oricum facem pe 23. 23, dar rămâne pe 23, da? De cum a fost stabilit. Deci, stabilim ședința următoare pe data de 23, da, da. Ianuarie, da? 24 fiind liber. Da. Acum avem niște invitați special Colindu de la grup. Vă mulțumim pentru decar și din ședința închisă. Împreună cu urări de sănătate, sănătate în primul rând, un an bun, să vedem Dumnezeu, să ne sprijiniți în continuare în activitatea pe care noi o facem la școală. Câteva colinde care să sperăm că să vă umple sufletele de bucurie. Nu se deschid. Să aștepta.
Thank you.
primar. Numai două secunde v-am mai rețin. Mă uitam la cifurile acestor copii minunați. Vedeți dumneavoastră, sunt și catolici și ortodoxi. Cum să le spunem noi la acești copii că cineva încearcă să ne dezmine pe noi? Cum să le spunem acest lucru? Copii, vă mulțumesc din suflet și din mica mea pensie pe care o am, vă rog să vă luați o ciocolată. Mulțumesc mult! Consilier, domnule primar, domnule viceprimar, grupul de colindători de la Căminul Cultural Virtus, vă transmit ocazia sărbătorilor de iarnă, multă sănătate și succes în anul care se apropie. Permiteți-ne să vă prezentăm un mini concert de colinde. Vă vestim mulți, vă vestim o mare bucurie. Astăzi s-a născut Hristos, vă vestim o mare bucurie. Astăzi s-a născut Hristos, o ce veste minunată, din Betleem mi s-a dată. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au zis prorocii. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au zis prorocii. Pe când Iosif cu Maria să și-un rom plăvânt cu chipul blând, stă
Noi umblăm să colindăm florile galbe, pe Dumnezeu căutăm florile galbe. Alergăm și la florăm florile galbe, în este la voi născut florile galbe. Vântul dulce tradă la florile galbe, roncul de mileagă la florile galbe. Ploaia caldă, frigul scaldă florile galbe, neaua ninge, nu-l atinge florile galbe. Roncul mâinile și-ntinde florile galbe, Maica Sfântă le sărută florile galbe. La pământ plecându-ne florile galbe, și noi sărutându-ne florile galbe. Bucuroși să prăznuim florile galbe, cu darul să dăruim florile galbe. Pusele albe de flori, florile galbe, șoaie cu miel primor, florile galbe. Yeah.
mâine vă transmitem curarea și o să facem curarea aceasta cu cetina de brad de la munții noștri, cu curarea de la Munțani, curare specifică nostru. Specifică nouă oituzenilor. Rămurea de cerchioase, rămurea de cerchioase, mulți curare dumneavoastră, mulți de pe plaiul oituzean, noi vă zicem la mulți ani. Rămurea de cerchioase, acolo
mine. Ascunzite pe pământ, n-o podesc albinele, prinsă carul lui Hristos, propădindu-și cheile. Mi se uită mânios, cum i-a spart iubeile. Le lui Doamne, le lui El, colindul nisorilor. Le lui Doamne, le lui El, albul sărbătorilor. Negristu pirostogolit, tot văzduhul întunecă, dar din nori răscolit, roiul albe alunecă. Și căzând pe drum prisat, Dumnezeu mai știele, pretutindeni s-au lăsat, cotropind câmpiile. Le lui Doamne, le lui le, colindul din sorilor. Le lui Doamne, le lui le, albul sărbătorilor. Zile-ntregi albul sobor, fâlfâi aripi arele, se astâmpără din spor, doar când iese soarele. Stau tot timpul cerului, dar când vine binele, plin de dorul cerului, se topesc albinele. Le lui Doamne, le lui le, colindul nisorilor. Le lui Doamne, le lui le, albul sărbătorilor. Thank you.
colectivului de cadre didactice pe care îl reprezint. Mulțumim pentru sprijinul acordat în cursul acestui an. Să sperăm că va veni un an cel puțin la sărbători. Vă dorim să aveți sărbători împodobite cu sănătate, cu dorințe infinite și doar gânduri bune și din partea tuturor. Mulțumim în felul nostru și citatea mea personală. Atenție la copii, atenție, cumpărăm ceva, ori le dăm ceea ce doresc. Mai bine, și vă mulțumim pentru vărțăire, să aveți un an plin de bucurie. Cu tot drag. Vă mai așteptăm și altă.